8 septembrie 2024, recoltez miere de la roi. Roii din pe Hive. Observați ce fain au strâns. Toți cei care au fost mai mărișori și am avut să le dau cat, fiindcă nu la toți am avut să le dau cat, deși poate meritau, au cam umplut. Și cam așa arată. Rame noi folosesc în caturile cu miere și roii aceștia care au dat un roi pentru vânzare, au fost iernați ca roi, au dat un roi pentru vânzare și pe urmă ar mai fi putut, dar n-am mai găsit clienți și le-am pus caturile ca să strângă. Cam așa arată. Iarăși mi-am umplut aici tot. Nu mai am spații goale aproape deloc. Deci iar o să am o vatră plină la iernare și voi încerca să vând în primăvară roi cu măci împerecheate și iernate. Astea sunt sincer cei mai căutați roi. Vă dați seama că se pot vinde în final de martie, început de aprilie, dacă se dorește. Acum, mai bine de vândut în aprilie, fiindcă atunci efectiv se poate recolta un roi și pe urmă se poate continua și să se dea la jumătate, să zic, ce rămâne pe poziție, să se dea o botcă și să se continue producția de roi tot de cursul anului. Astăzi le fac și tratamentul cu Oxy Plus. La roi am ales varianta cu timol. E un pic mai puternică. Mai sunt, bineînțeles, și variantele cu uleiuri esențiale, care merg bine la roii mai mici. Observați ce am pe aici, care sunt mai mici. Îi determină un pic mai rapid să le roadă, fiindcă sunt două uleiuri atractante, care atrag albina să roadă benzile, nu mai sunt așa de repulsive aceste benzi cu acid oxalic și atunci încep să le roadă mai bine și doar când benzile sunt roase se face tratamentul. Și două uleiuri esențiale cu care dezorientează femela varoa și un procent din femele de varoa nu vor mai găsi puietul familiei ca să-și depună ouăle și atunci automat mai scădem un pic un procentaj din infestare și prin acest ajutor, cu o parte din femelele varoa nu se mai pot reproduce. Și bineînțeles varianta portocalie, cea standard, pe etichetele nouă să vedeți că am scris și standard deja aici, care este cea clasică, Oxystrip clasic. La stuparul.ro însă găsiți mai multe variante și bineînțeles și varianta cea economică, mai scurtă, la care trebuie peste un pic mai multe benzi, dar are cel mai bun raport calitate-preț de pe piață. Bun, acum să termin de extras mierea. Aici nu am posibilitatea să pun izgonitoare, nu am izgonitoare făcute pentru pe Hive, nici nu cred că o să fac. Ei, vă dați seama, roii sunt concepuți mai mult ca să înmulțim stupina, să producem roi pentru vânzare. Dar, în schimb, ce mi-am făcut? Mi-am făcut aceste gratii Hahnemann, care sunt cele de 12 rame tăiate exact în două și merg perfect la P-Hive. Și le mai utilizez, aici nu am, dar în vecini am avut gratii Hahnemann. Ca să nu urce matca, mai fac câteodată și suprapuneri în P-Hive, deci la din astea folosesc gratile acelea tăiate în două. Așa mi-am desprins benzile înainte și la roi de 5-6 rame
dăm undeva la 2 benzi. Dacă foloseam varianta cea economic, Oxy Plus economic, atunci puteam doza un pic mai exact, fiindcă la varianta standard e gândit o bandă la 2,5 rame și la varianta economică e o bandă la 2 rame și atunci având nuclei ăștia pe 6, le dădeam 3 și era poate un pic mai bine. Dar așa mergem cu 2 și oricum eu o să le mai fac, cred că și a treia administrare și atunci sunt sigur. Dar, repet, trebuie început tratamentul destul de repede, undeva pe final de iulie, început de august, cel târziu, la 1 august să zicem, și tot la 3 săptămâni reînnoite benzile. Și atunci sunteți siguri că poate ierna bine cu 3 administrări. Tot la 3 săptămâni, aveți 2 luni și o săptămână în care se face tratament varroa în stup. Și atunci se scade foarte, foarte mult infestarea, eventual dacă vreți să vă apropiați de zero, să nu aveți nimic la iernat, puteți face după ce nu mai aveți puiet un tratament prin picurare cu acid oxalic în concentrație de 3,5%. Cam asta e soluția care o utilizez eu, e al treilea an în care asta fac. Deci, toamna, 3 tratamente cu Oxy Plus la interval de 3 săptămâni, și undeva noiembrie-decembrie, în România cam noiembrie, în Franța cam în decembrie, acel tratament prin picurare. Cam asta am vrut să vă arăt. Deci eu scot mierea de la roi și le fac tratamentul. Pe urmă voi continua cu hrănirile cu Hive Alive, care le va da vitalitate și mă asigur cu asta că vor trece iarna foarte bine. Cu pHive-ul de obicei, adică de când îl folosesc, am avut experiențe foarte bune, iernează un pic prea bine, ies prea puternici cumva roii în primăvară și dacă nu ești atent în aprilie, am avut caz că au roit. Și ăștia care vedeți aici sunt făcuți din boș de roire de la părinții lor, care având spațiu redus, undeva pe aprilie, în aprilie deja începeau să facă boci, le e cald în pHive și merge foarte, foarte bine dezvoltarea. Bineînțeles, dacă le-aș fi dat mai mult spațiu, n-ar fi fost cazul să facă boci, dar na, recuzita, să zic așa, căptarele care le am sunt stupii, sunt limitați și atunci nu pot da spațiu la infinit cât aș vrea. Și în plus chiar am mers anul ăsta pe ideea asta ca să las familiile la care știam că e matcă bună, să le țin mai restrâns și să-mi facă boci și de acolo să-mi fac roii fără să mai crez măci. Nu știu, poate o să o mai utilizez, vă dați seama că e foarte, foarte comod, deci nu mai lucrez cu creșterea măcilor deloc. Și dacă faci asta la familiile cu măști selecționate, atunci nu prea văd care ar fi problema. Nu merge industrial, nu puteți să creați foarte mulți roi așa, dar pentru stupina proprie, să mulțiți un pic efectivul, merge bine. Bun, să închidem roiul și să terminăm treaba și la ceilalți. Eu vă salut, sănătate multă, mulțumim că ne urmăriți. Stuparul.ro n-ar fi acolo unde este fără dumneavoastră. Îmi face plăcere de fiecare dată să vă răspund la comentarii, chiar și la cele mai puțin, chiar și la cele un pic mai năstrușnice, așa să zic, dar m-am obișnuit cu dumneavoastră cu mine și ne descurcăm. Sănătate multă, nu uitați, înțelegem pasiunea și afacerea dumneavoastră.